Subiectul este destul de morbid, sperăm să fie îmbibat și cu speranța cuvântului lui Dumnezeu, ca după terminarea acestui mesaj să plecăm acasă totuși încurajați, detrimental circumstanțelor care nu promit prea mult. Subiectul este intitulat Pandemic 2, de data aceasta va fi diferit. Dragii mei prieteni, înainte de a intra în subiect, în miezul acestui mesaj, aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră o declarație undeva de mult 150 de ani în urmă cu privire la momentul în care America va înceta să fie America. O veste proastă pentru noi toți, pentru oameni, pentru lume, un semn al timpului, așa cum spuneam. Tratatul NATO a fost oficial elevat, în special articolul 5, a fost, votat în Senatul American ca fiind superior Constituției Americane. Aceasta este un lucru foarte, foarte trist și aș vrea să citesc în legătură cu aceasta o declarație pe care o sugera o autoare inspirată de carte în Testimonul 5, pagina 451. Țara noastră va respinge fiecare principiu al Constituției sale la guvern protestant și republican. Dragii mei, în imaginea de față aveți pe domnul senator Bob Menendez, care a pledat pentru ca articolul 5 din Constituția NATO să prevaleze, să fie superior Constituției Americane. Acest act, care a fost finalizat cu un vot al Senatului, America să se supună articolului 5 din NATO, iar Constituția Americană, de fapt, să fie suspendată în cazuri de urgență, în momente și circumstanțe bizare prin care noi ca societate, ca lume, ca civilizație trecem. Țara noastră va respinge fiecare principiu al Constituției sale ca guvern protestant și republican. În Senatul American s-a votat și, din nefericire, democrați sau republicani, cei care conduc astăzi America și opoziția, care de altfel este controlată, au votat în majoritate pentru repudierea Constituției Americane, suspendarea ei și supunerea ei pentru sau de dragul articolului 5 din Constituția NATO. Așa că ce s-a întâmplat cu țările europene în trecut, în trecutul apropiat, pierdându-și suveranitatea și independența, toate constituțiile țărilor europene au fost supuse unui principiu mult mai înalt, principiul european, tot așa s-a întâmplat cu Statele Unite în aceste vremuri. Degeaba au disputat și au dezbătut, așa cum domnul senator Rand Paul a propus ca articolul 5 de NATO să nu fie superior Constituției Americane. Totuși, numai 16 dintre cei care au votat au susținut sau au votat pentru superioritatea Constituției Americane. Ceea ce se anticipa cu 150 de ani în urmă, mai mult sau mai puțin, țara noastră va respinge fiecare principiu al Constituției ca guvern protestant și republican. Sfârșitul este aproape. Unul dintre cele mai inconfortabile capitole ale Scripturii se găsesc în Cartea Apocalipsei, în special capitolul 16, un capitol etichetat ca fiind răspunsul lui Dumnezeu la îngânfarea umană și continua respingere a principiilor dumnezeiești. Apocalips capitolul 16, prieteni, este aplicabilă din punct de vedere escatologic doar după încheierea Harului Dumnezeu, atunci când destinul fiecarei persoane este hotărât în mod irreversibil. Din ce în ce mai multă lume se mută la cimitir, dragii mei prieteni, locul de fapt cel mai pașnic și mai lipsit de controverse și de certuri. În timp ce orașele devin goale, fantomatice, cimitirele devin din ce în ce mai înghesuite, locuri de veci fiind, dacă vreți, găsite din ce în ce mai greu, cu un preț din ce în ce mai scump. Să se apropie oare vremea în care ficțiunea să fie depășită de realitatea plăgilor lui Dumnezeu? E adevărat că mintea noastră poate crea scenarii fantasmagorice și totuși va veni o vreme în care Împara Inspirată spune că cea mai slabă imaginație nu poate produce scenariul care va deveni realitatea planetei Pământ. În Apocalipsa capitolul 16,
Avem o declarație care e foarte, foarte grotească, dacă vreți, și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor 7 îngeri: duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. Cel dintâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ și o rană rea și dureroasă a lovit pe locuitorii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei fiarei. Credeți că acest text poate să aibă ceva de a face cu ceea ce se va întâmpla în viitorul apropiat? Iată ce ne spune Pana Inspirată. Sărăcia vine asupra acestei lumi și va fi o vreme de necaz, așa cum n-a fost de când a existat națiunile sau lumea. Vor fi războaie și zvonuri de războaie, iar fețele oamenilor vor păli. S-ar putea să fii nevoit să treci prin necazuri. S-ar putea ca uneori să umbli flămând. Dar Dumnezeu nu te va părăsi în aceste necazuri cu care te vei confrunta. El îți va testa credința. Îi mulțumim lui Dumnezeu că în sărăcia voastră și în încercările voastre, pe Dumnezeu îl puteți numi pe Dumnezeu Tatăl vostru. Dragii mei prieteni, iată-ne din nou față în față cu realitatea crudă de care am fugit cât am putut noi în primăvara trecută, crezând că această himeră a pandemiei nu ne va urmări la infinit și că într-o bună zi vom scăpa de ea. Dar iată că ne-am înșelat. Un jurnalist care nu are o imagine destul de cosmetică pentru Statele Unite și care nu este neapărat îmbrățișat, aplaudat sau acceptat în lumea de aici, făcea o declarație tipică lui. Dacă nu mă înșel, autorul documentarului The Fall of the Republic, care are un film pe video, pe YouTube, a prezentat o știre care a fost asociată mai degrabă cu o isterie generată de o minte obsedată de teorii conspiraționiste, mai degrabă decât de realitățile palpabile, precum că un insider sau un whistleblower, o persoană din sistem care are încă conștiință, i-ar fi spus că autoritățile au intenția de a introduce din nou masca, lockdown-ul și vaccinarea mandatorie până în decembrie. La început am fost relaxant cu privire la astfel de știre, dar când am ascultat mesajul președintelui Donald Trump, am început să mă gândesc puțin mai profund la cele ce urmează. Iată mesajul dumnealui. Lunatecii de stânga încearcă din greu să aducă înapoi lockdown-urile și restricțiile de gen COVID, cu toate formele de propagare a fricii cu privire la noile variante care vin. Dar voi știți bine ce altceva mai vine în curând. Vin alegerile, spunea dumnealui. Vor să reînceapă isteria cu COVID-ul ca să poată justifica impunerea a mai multe forme de restricționare, mai multe forme de cenzură, mai multe cutii pline cu voturi prin poștă și trilioane de dolari de care vor beneficia aliaților politici care conduc către alegerile din 2024. Aceștia sunt oameni răi, sunt oameni bolnavi, spunea dumnealui, dar vreau să comunic tuturor acestor tirani ai COVID-ului care vor să ne răpească libertățile din nou. Ascultați bine ce vă spun. Nu ne vom supune nici să nu vă treacă prin cap una ca aceasta. Nu vom închide școlile, nu vom accepta lockdown-urile voastre, nu ne vom conforma impozițiilor voastre sau restricțiilor voastre cu privire la purtarea măștii, nu vom accepta impozițiile voastre cu privire la vaccinare. Dragii mei prieteni, nu comentez în niciun fel aceste declarații, dar ceea ce pot spune este că la acest nivel omul nu vorbește în necunoștință de cauză. Oamenii de talia acestora au acces la infinit mult mai multă informație de prima mână decât noi, cetățenii de duzină, cum sunt eu și poate alții. America este divizată între comuniștii socialiști, atei, care susțin globalizarea și desființarea națiunii americane și supunerea acesteia sub OMS și implicita Națiunilor Unite. Și de cealaltă parte, având America patrioților, iubitori de țară, care păstrează valorile istorice, culturale și educaționale și, în primul rând, valorile creștine. Așa că nu ne surprinde că domnul Bill Gates, care nu este doctor, ne-a anunțat din timp că pe la anul vor avea loc mișcări de stradă și chiar război civil. De unde știe dumnealui? Ei, de unde știe domnia sa? Știe și el așa, ca om, ce vrei, nu? El nu este doctor, dar ne spune că dacă nu bem cu cuta, pe venă ne elimină
statutul de oameni liberi și ne încadrează la statutul de șobolani închiși în casă pentru veșnicie. Să trecem puțin mai departe. Deci se dovedește din nou că nebunii au dreptate și că tot ce spunea jurnalistul repudiat Alex Jones devine realitate. Se îngroașe gluma pentru că elita a spus că vine a doua pandemie și se pare că această comandă a fost onorată. A venit pe tavă eclerul de toamnă, varianta canadiană de virus COVID BA2. 86. Dimineața la știrile clasic controlate de cei care vor o nouă ordine în lume, au arătat, dragii mei prieteni, că cât de serioasă este situația cu privire la întoarcerea variantei carcalacului sub numele de BA286. Nu știu de unde au atâta imaginație acești, mă rog, străjeri ai lumii să găsească expresii super grecești, epsilon, omicron, alfa, beta și lista poate continua. Dar nu pot să vă spun doar decât ca o imaginație bogată. Toate variantele astea vin de undeva din Grecia. Aici în SUA a început reluarea firmului din 2020, dar ceva e diferit de data aceasta, prieteni. Prima doamnă de la Casa Albă s-a îmbolnăvit de COVID, dar este bine pentru că spuneau cei de la CNN, că are două din alea și boosterul, așa că nu se pune problema ca să fie mai rău. Soțul, care din întâmplare este președintele țării, nu se știe cum, dar el nu are COVID, deși locuiește în aceeași zonă cu doamna, cu soția, nu? Variante de gen BA286, a ieșit omul negativ la un test PCR din alea, din stocurile vechi, că doar nu s-o risipi banii, nu? Funcționează PCR-ul pentru COVID-19 la variante noi. Cum o fi aia, dumneavoastră judecați. Acum se pare că se schimbă narațiunea odată cu noua variantă. În timp ce soția are COVID, în pofida faptului că este protejată, soțul doamnei, domnul președinte, nu are boala și nu poartă masca în public. Decorează pe cineva la o festivitate și nu are mască. Dacă se întâmplă asta în scenariul numărul 1 al pandemiei, cu un individ de duzină ca și mine sau ca și dumneavoastră, ce i s-ar fi întâmplat? Din nou se dovedește, dragii mei prieteni, că pentru cei cu imunitate din aia parlamentară, legile și virusii funcționează diferit. Au învățat oamenii ceva din existența scenariului pandemic precedent? În cazul în care scenariul se va repeta, dragii mei prieteni, e posibil ca oamenii să producă aceeași formă de comportare controlată? Sau de data aceasta vor face alegeri mai înțelepte, influențate de experiența anterioară? Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră un gând care, într-un fel anume, răspunde la această întrebare. Marea luptă, versiunea 1888, pagina 662, paragraful 2. Așa cum au intrat cei răi în mormintele lor, tot așa vor învia, având aceeași vrăjmășie față de Hristos și același spirit de răzvrătire. Ei nu vor mai avea un al doilea timp de probă în care să remedieze defectele vieților anterioare. Nu s-ar câștiga nimic prin asta. O viață petrecută în nelegiuire nu le-a muiat inimile. Dacă le-ar fi fost acordată o a doua șansă, ar fi trăit ca și în prima viață, ar fi ignorat obligativitatea cerințelor lui Dumnezeu și astfel ar fi devenit agenți activi în a provoca răzvătirea împotriva lui, adică împotriva lui Dumnezeu. Deci, dragii mei prieteni, se pare că foarte mulți oameni vor face aceeași alegere, vor produce aceeași repetare. Proverbul este foarte cunoscut: cine nu învață din istoria trecutului este condamnat să o repete. Așa că oamenii care au trecut prin experiența tristă a anilor 20-21 și n-au învățat prea multe din acea experiență, probabil că în mod inerent vor comite irreversibilul, vor comite de neiertatul act a unei alegeri repetate care finalmente va stabili chiar destinul veșnic a individului. În revista Times, Justin Warland scrie un editorial cu titlul "Cum poate pandemia să ne conducă spre o lume mai bună și mai verde?" Dragii mei prieteni, acest raționament ne conduce la concluzia simplă că
Pandemia este bună, așa că domnii care au grijă de planetă vor permite atâtea pandemii până când miliardele de oameni vor dispărea, în timp ce lumea va rămâne verde, verde de tot, adică fără pământeni, și bună pentru cei care au făcut-o verde. Logica aceasta mă duce la promisiunile frumos împachetate a lui Rabshakeh, reprezentantul marelui împărat al Siriei, care promitea și el o lume mai bună, mai verde, în timpul lockdown-ului produs tot de el în jurul Samariei, cetății asediate de asirieni. Vă aduceți aminte de ce se sugera la Forumul Economic Mondial? Domnule, nu veți avea nimic, dar veți fi fericiți. Iată versiunea Klaus Schwab, versiunea Forumului Economic Mondial în scriptură. Deci Samaria era înconjurată de oștile marelui împărat al Asiriei, nu? A celor bogați din lumea noastră. Asiria este guvernul mondial, nu? În cetate oamenii mureau de foame și de sete, copiii nu puteau ieși din pântecele mamei lor și acest Klaus Schwab, acești globaliști reprezentați de Sanherib promiteau următoarele. Faceți pace cu mine, supuneți-vă mie și fiecare din voi veți mânca din via lui și din smochilul lui și va bea apă din fântâna lui până când? Până voi veni și vă voi lua într-o țară ca a voastră, într-o țară plină de grâu și de vin, o țară plină de pâine și de vii. Dar mai bine să citim întregul mesaj promis de cel care dorea globalizarea planetei pe vremuri. Apoi Rabshakeh a înaintat și a strigat cu toată puterea în limba evrească: ascultați cuvintele marelui împărat, împăratul Asiriei, vorbește Davosul. Așa vorbește împăratul: nu vă lăsați amăgiți de Ezechia, căci nu vă va putea izbăvi, nu vă lăsați mângâiați de Ezechia cu încrederea în Domnul. Când vă zice Domnul ne va izbăvi și cetatea nu va fi dată în mâinile împăratului Asiriei, nu ascultați de Ezechia, căci așa vorbește împăratul Asiriei, sursa oficială de mass media, nu? Faceți pace cu mine, supuneți-vă mie și fiecare din voi va mânca din via lui și din smochinul lui și va bea apă din fântâna lui până când voi veni și vă voi lua într-o țară ca a voastră, într-o țară plină de grâu și de vin, o țară plină de pâine și de vii. Dragii mei prieteni, se pare că aceste profeții, aceste promisiuni a lui Sanherib le-am primit și noi pe vremea pandemiei. Dacă primiți tot ce vă dăm noi în trupurile voastre, veți trăi fericiți, nu veți transmite boala, nu veți primi boala și se pare că dând toate statisticile de acum, toate lucrurile nu s-au prea ținut de cuvânt, pentru că promisiunile au fost doar vorbe în vânt, pentru a ispiti, pentru a mumi, pentru a-i păcăli pe oameni. Atenție ce vă spun, nimeni nu poate câștiga lupta împotriva sistemului, dragii mei prieteni. Este perfecțiunea malefică, cu mijloacele cele mai performante și oamenii care nu au fost instruiți în arta războiului, dar au învățat emoția războiului, nu? Urmând la televizor filme cu împușcături, bând Coca-Cola și mâncând popcorn sau floricele, cum se zice în românește, vor fi carne de tun când, marcați de gloria, infatorii vor deveni carne de tun pentru sistemul mondial foarte bine organizat. Singurul care este și are infinită autoritate dumnezeiască pentru a opri acest tăvăluc, acest masacru care vine peste lume, este Domnul Iisus Hristos la revenirea sa. Dacă nu ar veni Domnul Iisus, nimeni n-ar scăpa, nici chiar cei aleși. Și tocmai din pricina lor, Domnul Hristos va interveni și va spune: stop, până aici, aceștia sunt ai mei și sunt o comoară fără preț pentru că mi-am dat viața pentru ei. Așa că nu ar trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, prieteni, că vezi, Măre Doamne, toate aceste organizații care s-au grupat în jurul unui ideal natural, patriotism, religie, vor câștiga războiul împotriva sistemului global. Nu. Nimeni nu va putea să scape de sistemul care astăzi are stăpânire asupra planetei. Va curge mult sânge,
pentru că oamenii în prostia lor vor crede că pot salva lumea cu braț de carne, dar se va dovedi în scurt timp inutilitatea unor astfel de acțiuni. Cei 200 de oameni care în prostia lor l-au urmat pe Absalom, prieteni, și-au găsit sfârșitul în pădurile care de data aceea spunea Biblia că a mâncat mai multă carne decât sabia. Singura cale de scăpare, prieteni, este Dumnezeu și comuniunea cu El. Deci dacă vrei să scapi, trebuie să te împaci cu Dumnezeu. Nimeni nu va scăpa dacă nu are sigilul lui Dumnezeu. Ca să vedeți cum liderii globaliști aduc verdele pe pământ, priviți la California, cel mai verde stat din punct de vedere ideologic, cu legi care sunt promovate de liderii globaliști. Legi strâmbe date de oameni drepți, cu ghilimele de rigoare, cred că mă înțelegeți, nu? Reprezentanții ai Partidului Democrat din California au propus un proiect de lege cu numărul 553 care face ilegală confruntarea sau chiar lupta în legitimă apărare împotriva spărgătorilor de magazine, hoților de buzunare și acelor care fură din magazine, nu? Amenda ar ajunge până la 18-20 de mii de dolari dacă cineva în mod legitim ar îndrăzni să-și apere proprietatea. Deci lumea va fi la mâna criminalilor. Ce ziceți dumneavoastră, prin legi de genul acesta se face lumea mai verde? Se face lumea mai bună? Sau e doar o vrăjeală ieftină în care sub pretextul binelui jandarmii lumii pregătesc nenorocirea la adăpostul legii, așa cum spunea David în Psalmul 94, versetul 20-21. Dragii mei prieteni, asistăm la dezmembrarea și destabilizarea ultimor principii morale care au fost așezate ca temelie, ca fundație, ca bază a societății umane. O minciună împachetată frumos, tocmai în cartierul bogaților, dacă vreți, Martha's Vineyard, cu pancarde și reclame de genul măștile înseamnă business. De-abia a început vehicularea pandemiei numărul 2 și iată că bogații din zona respectivă spun că măștile înseamnă business, adică cumpără ca să întreține businessul și să trăiască economia. Da, păi unii au crezut așa și în prima scenetă, dar au fost respinși și repudiați din societate. Cum s-au schimbat lucrurile așa de repede, prieteni? Poartă mască ca să încetinești răspândirea COVID-19. Pardon? Păi eu știam că masca este sigură și nu permite transmiterea. Acum mi se spune doar că încetinează transmiterea, adică și cu mască transmiți, dar mai încet așa. Sunt complet în ceață, prieteni. Se umblă la limbaj, se schimbă vocabularul, se schimbă definițiile a ceea ce știam noi că înseamnă imunizare. Domnul sau doamna mască. Aleargă cu mască, mănâncă cu mască, merg în mașină singuri cu mască. Mi-e greu de înțeles, prieteni. Pandemia a plecat, dar frica sau prostia a rămas. Și hodoron tronc, mai vin articole din astea de la ăia care poartă mască non-stop. Coreea de Sud spune în studiile recente următoarele: noi studii arată că purtarea celor mai bune măști pe o durată mai lungă de timp poate genera cancer și poate să afecteze ficatul. Daily Mail raportează că potrivit unui studiu al cercetătorilor de la Universitatea Națională Leonbuk din Coreea de Sud, publicat în jurnalul Ecotoxicology and Environmental Safety și pe site-ul web al National Institute of Health, NIH, că măștile de unică folosință KFAD și KF94 eliberează de 8 ori mai mult decât permite Environmental Protection Agency, EPA, limita de siguranță recomandată a compușilor organici volatili și toxici. Da, o fi și ăsta vreun nebun sau cine știe, că vedeți dumneavoastră știința e împărțită în două, unii spun una, alții spun alta. Nu iau nicio poziție, doar împărtășesc dumneavoastră niște gânduri ca să vedeți că albul nu e așa de alb, negru nu e așa de negru, suntem într-o zonă gri în care fiecare bâșbâie. Întorcându-mă la sloganul acesta, măștile înseamnă business, vă rog să priviți graficul acesta care sugerează profitul de la
concernul farmaceutic și venitul acestora, de la începutul pandemiei până astăzi, scad veniturile și de aceea trebuie să facem ceva. CDC, dragii mei prieteni, entitatea care în lumea medicală era întruchiparea credibilității și a sincerității, declară că varianta nouă de COVID, BA286, poate fi mai capabilă să provoace infecție la persoanele care au avut anterior COVID-19, dar ce să vedeți, bomba secolului, și poate să provoace infecție la cei care au primit vaccinul COVID-19. Păi cum rămâne cu eficiența de 98% cu care ne bombardau continuu? Cum adică? Păi și atunci, care a fost scopul pentru care eu, mă rog, am acceptat această cooperare cu sistemul farmaceutic ca să salvez pe bunicuța mea, să nu-i dau boala, să nu moară. Vă aduceți aminte de momentele alea nostalgice, împachetate într-o aulioră de frumos și de respect față de bătrâneii noștri? Acum CDC-ul ne spune, dragii mei prieteni, că și dacă ai coopera cu noi, totuși dai boala, primești boala și te și infectezi din nou cu alte variante. Dacă Occidentul are faliții ei, noi de ce să nu avem faliții noștri? Dragii mei, e trist, dar foarte adevărat. FDA, CDC au ascuns, spuneau unele articole, au ascuns baza de date cu privire la creșterea exponențială a cazurilor de COVID în rândurile celor care au fost inoculați. Prieteni, masacrul este pe drum. Oamenii au lăsat garda jos și aici este marea greșeală. De data aceasta nu va fi la fel. De data aceasta, lucrurile vor fi diferite, dragii mei prieteni. Aici, pe la noi, se vorbește, e mare vâlvă cu privire la ceva ce se numește nanolipide. Unii spun că din cauza unor elemente introduse în lichid, nu vor să se desecretizeze documentele cu privire la aceste, mă rog, seruri experimentale de către factorii cu responsabilitate. Eu nu știu, că nu știu, nu sunt doctor, nu mă pricep, aud și eu și spun și eu ce aud, eu nu știu cum va fi sau cum nu va fi. În a doua pandemie care este deja declarată, e pe drum în oficialitățile, în mediul oficial, în țara în care mă găsesc, chiar sunt îngrozit și tremur în fața acestui scenariu. Dar mă rog lui Dumnezeu pentru protecție. Știți, în 2019 au făcut scenariul acela 201, care era o ficțiune. Dar în 2020-2021 s-a dovedit că tot ce au spus au și împlinit. Acum mai există acel scenariu care îl găsiți pe website-ul de la Organizația Mondială a Sănătății, dacă nu l-au dat jos, un filmuleț tot așa de gen 201, în care mi se spune că o să moară 1 miliard de oameni și jumătate de miliard de copii de un virus care se cheamă SARS și nu știu ce. Nu știu dacă va fi adevărat. Dacă Dumnezeu le va permite, dacă Dumnezeu va îngădui astfel de lucruri, se vor întâmpla. Va fi cel mai dureros act pentru creștinătate. În criza care a trecut, 2020, 2021, 2022, oamenii au arătat adevărata culoare a caracterului, inclusiv eu. Au fost momente în care societatea a fost polarizată, momente în care biserica a fost polarizată și momente în care chiar membrii din aceeași familie au avut vederi opuse, poziții diferite cu privire la ce se întâmplă. Lumea caută un sat ispășitor. Când oamenii vor muri pe stradă, suntem invitați la post și rugăciune, ca Dumnezeu să ne dea viziune, discernământ pentru a alege spre binele și onoarea lui Dumnezeu, spre binele și spre mântuirea oamenilor. Planeta Pământ devine din ce în ce mai nelocuibilă, dar avem promisiunile frumoase ale Domnului Iisus Hristos, iată că mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce vă voi pregăti acel loc, mă voi întoarce să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Prieteni, durerea cea mare pe care o am în inimă este că oamenii se vor da și se vor acuza unii pe alții. Oamenii se vor acuza unii pe alții. Oamenii vor căuta un țap ispășitor. Și țapul ispășitor, așa cum spuneam și data trecută, în subiectul foc din cer, vor fi creștinii. Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Iisus Hristos, sau credința lui Iisus Hristos. Aceștia vor fi vinovații pentru tot ce se va întâmpla, pentru toată moartea, pentru toată suferința care va veni pe pământul acesta. Oficialii lumii de-abia așteaptă să scoată de la index această mitralieră a acuzării
împotriva rămășiței lui Dumnezeu, care plânge, geme și suspină între tindă și altar. Dumnezeu să ne dea tăria și tenacitatea de a trăi alături de El, cu El și pentru El, pentru scumpul și iubitul nostru Mântuitor, Iisus Hristos. Bunul Tată cere să ne binecuvânteze, să ne dea putere, discernământ, demnitate, integritate, să respectăm chiar și deciziile greșite a celor care aleg greșit detrimental vieților veșnice sau vieților pământene. Cine suntem noi să judecăm pe cei care gândesc diferit? Ne rugăm și studiem cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun, dragii mei prieteni, că mă rog din inimă pentru toți oamenii, indiferent de mentalitate, indiferent de perspectivă, indiferent de gândirea pe care o au. Iubite Tată, în numele Domnului Hristos, îți mulțumim că ne-ai ajutat să înțelegem valoarea cuvântului Tău. În această seară ne alipim inima de Tine știind că vremurile sunt scurte și timpul s-a micșorat. Ajută-ne să fim pregătiți și chiar dacă vom umbla flămânzi uneori, să nu ne descurajăm pentru că Tu ne testezi credința. Învață-ne să trecem cu succes prin toate acele trei ispite din pustie unde Domnul Hristos a spus, stă scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Știm că această experiență va fi realitatea poporului Tău în curând. Ajută-ne să clădim prin har și mila Ta caractere vrednice care să stea în picioare în marea zi a judecății, în marea criză prin care toți vom trece. Și, dincolo de toate, ajută-ne să nu te dezonorăm prin cuvinte, vorbe și fapte. În numele lui Iisus. Amin.